showing off, Mama. Astonishing move for banning this iPhone model due to radiation concerns. And now a number of other European crises across France, which would cost the company a massive sum. Now all of this has sparked concern with other European... De dimineața, ce faceți? Sunt gata, echipată și pregătită, pentru că astăzi mă văd cu cine credeți? Cu cine credeți? Cu Eugenie, pe care n-am mai văzut-o de secole. Cred că de la începutul anului și mi s-a stins și lumina aici. Hello! Aprinde-te, lumină! Sesam, aprinde-te! Da, așa. Și n-am mai văzut-o de la începutul anului, cred. Și am zis să ne vedem astăzi, să facem o chestie așa, cafetele, să mai povestim, să nu mai punem țara la cale, că, după cum am zis, nu ne-am văzut de un milion de ani și să mai povestim, pentru că eu am trecut prin foarte multe transformări de când nu ne-am văzut și să o pun la curent. Și facem și o chestie, și anume că mergem într-un grup din ăsta de vizitat. Știți cum sunt grupurile alea pe care le vedeți pe TikTok cu tot felul de personalități, personaje care organizează grupuri din astea de vizită prin București cu povestiri, cu nu știu ce. E, a găsit ea ceva de genul ăsta, nici nu știu exact despre ce e vorba, nici nu știu exact unde trebuie să ajung, că nici n-am căutat locația, o să caut acum în autobuz, dar eu m-am echipat corespunzător pentru că o să fie o plimbare așa de vreo 2 ore pe Chiselef, mi se pare, sau pe Calea Victoriei, undeva pe acolo. Unde să ne povestească, bănuiesc, un domn despre casele de acolo, de sărăcuți, de amărâți, că în caz în care știți cât de că Bucureștiul, știți că zona aia cu Chiselefu este cea mai de amărâți și acolo au stat întotdeauna cei mai amărâți oameni din București. Și între acolo mergem astăzi. M-am echipat, cum ziceam, am pus și oglinda pe perete, by the way. M-am echipat, cum ziceam, de scandal, adică foarte sport, cu Adidas și Puma, Adidas, da, mă rog. Pantofi sport de la Puma, jeans de la Levi's, cămașa asta de la Mango și o să-mi iau un rucsac în spate ca să fie totul sport, ca să-i duc și Eugeniei câteva mere. De fapt, mai mult cu iubitului ei, că el e cu merele astea pe care le am eu. So, mi s-a terminat de salvat clipul și așa că hai să și plecăm ca să nu întârzi. Ideea este să nu întârzi, să prind autobuzul să nu întârzi, că degeaba mă mai duc dacă mă întârziat, știți? Data asta reușesc să fac în așa fel încât să nu fiu excesiv de luminoasă. Hello, ce faceți? Tocmai ce am ajuns acasă și mi-am dat seama că n-am apucat să vorbesc cu voi pe timpul zilei. Am luat câteva cadre scurte și n-am vorbit cu voi toată ziua. Și asta pentru că m-am văzut cu Eugenie și cum nu m-am văzut cu Eugenie de la începutul anului, parcă ceva pe atunci, nu știu, începutul anului, finalul de anul trecut, cam așa, nu știu când ne-am văzut ultima dată, dar oricum știu că era frig afară, în orice caz. Și, da, am avut multe de pus la cale și de povestit. Luând-o cronologic, ne-am dus toată treaba asta cu evenimentul ăsta în care am văzut case vechi pe Chiselef, a fost găsită de ea pe net, nu știu. Facebook, net, whatever, și a fost organizat de cei de la Hai să socializăm. Se pare că sunt un grup așa care fac destul de des treaba asta, se pare că fac din pandemie acest lucru și tematica
Tematica principală de astăzi a fost parcelarea din București, din perioada interbelică. Cum se gândeau parcelările în București și cum se gândeau cartierele, să spune, sau porțiuni din București în perioada interbelică și anteinterbelică sau postinterbelică până la venirea comuniștilor. Și a fost foarte interesant. Ideea în sine de parcelare, da, mă rog, a fost o chestie, mai mult un detaliu, dar a fost foarte interesant turul pentru că ne-a povestit, ne-a arătat niște case foarte frumoase de pe Chiselev și din zona aia, de pe străduțele adiacente. Foarte multe case în stil neoromânesc, care personal mie îmi place foarte, foarte tare și mi se pare că e tragic, dacă nu... extrem de tragic. Noi nu mai ținem cont de faptul că am avut un stil arhitectonic care la vremea lui a fost mare și asta e Happy, care nu știu ce auzit. Da, un stil arhitectonic care a fost foarte mare și foarte popular la un moment dat și nu doar în România, a fost adoptat și de țările din jurul nostru, dar mult lumea nu mai știe despre asta și este un stil foarte frumos. Chiar stăteam și mă gândeam și vorbeam și cu Eugenia că teoretic și casa mea în care m-am născut eu, mă rog, nu în care m-am născut, asta în care stau acum, este făcută și aparține cumva stilului ăstuia neoromânesc brâncovenesc, pentru că sunt foarte multe elemente brâncovenești și în stilul ăsta neoromânesc. Și foarte multe case frumoase, am văzut o casă superbă, cred că este cea mai frumoasă casă de pe Chiselev și aia este chiar la șosea. Culmea a fost că proprietarul era acolo și ne-a văzut și ne-a chemat în curte și ne-a povestit puțin despre istoria casei. O să vă pun câteva poze aici cu detaliile casei, că am făcut câteva poze. Nu i-am făcut, fiind proprietate privată, nu i-am făcut poze în întregime. Dar dacă treceți pe Chiselev, nu aveți cum să o ratați, că vă atrage atenția prin simplul fapt că e cea mai frumoasă de acolo. Are niște detalii atât de frumoase făcute și ne-a povestit cum... Ghidul nostru Alex ne-a povestit cum a fost adus, au fost aduși meșteri din Italia ca să lucreze piatra pentru casa aia și un material special care a fost compus pentru casa aia și este absolut superbă și se păstrează de 90 de ani intactă, adică arată absolut impecabil. După 90 de ani are acoperișul original, detaliile originale, absolut totul original și arată foarte, foarte bine. Adică nu pare că casa mea, care e un pic mai tânără, nu arată așa bine, dar nici nu a fost făcută, bineînțeles, cu resursele alea. Dar ca idee arată foarte bine și proprietarul actual foarte simpatic, am înțeles că de la dânsul că are... casa de prin anii 70-74, cam așa, cam în perioada aia a cumpărat că o parte din casă, că este împărțită în două apartamente și ulterior a cumpărat-o pe toată. Și da, prin anii 70 este un domn la vreo 84 de ani care tocmai s-a întors din Dubai, ne spunea că tocmai s-a întors din Dubai unde și-a deschis 3 magazine, ceea ce mi se pare absolut, da, așa și... Dânsul zicea că dacă n-ai casă la șosea, nu ești cineva. Adică era o vorbă care circula pe vremea dânsului când era copil, ceea ce mi s-a părut foarte haios. Și am mai văzut mai multe case. Am fost și la spitalul de acolo din spate, care și ăla este tot în stil neoromânesc. Am văzut și colegiul Tudor Vianu, că și ăsta face parte din aceeași categorie și a fost inclus în subiectul de astăzi. Nici nu știam că, dacă mă credeți, nici nu știam că acolo e Tudor Vianu. Adică n-am avut treabă. Chiar râdeam cu Eugenia că noi două de la țară, mai mult eu decât ea, nici nu știam care e diferența între colegiu și liceu. Dar mă rog, ne-am lămurit. Între timp am întrebat pe cineva și ne-a lămurit puștere, adică. Așa și, da, a fost foarte frumos. După aceea ne-am oprit pentru că este un festival al vinurilor sau ceva de genul ăsta și e cu mâncare și ne-am oprit și am mâncat acolo. Eu am mâncat niște tacos, cred că nici nu le-am filmat. Eugenia și-a luat ceva, o chestie, un fel de burger sârbesc. Dacă nu mă greu, nu mă înșel, ceva de genul ăsta, un fel de burger sârbesc, nu știu, are o denumire, ceva, n-am reținut. După aceea am zis că ne ducem la o ceainărie să bem ceva, un ceai, o limonadă și am luat-o pe Calea Victoriei, că era închisă, fiind duminică, era închisă Calea Victoriei, ceea ce a fost superb. Multă lume, foarte multă lume, așa, pe zona asta...
Așa, pe traseul ăsta am băut, ne-am oprit lângă Palatul Șuțu. Șuț Tisa, nu știu, se va, are o denumire ciudată asta, ceaineria, dar legat de Palatul Șuțu. Și ne-am oprit acolo, am băut o limonadă, iau un ceai limonadă, o chestie ciudată, un mix așa, interesantică ceaineria, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Și de acolo am luat-o spre Unirii, așa, că noi avem cumva un traseu, ne-am dus pe la Anticariat, pe la Antic Sex Libris, ne-am uitat, ne-am clătit ochii pe acolo. Ne-am oprit în asta, ne-am oprit pe la Starbucks și acolo am mai băut o limonadă, după care ne-am oprit la, am trecut pe la DM-ul de acolo, de la Unirii, că tot e mare și frumos și ofertant. Ah, și mi-am luat o chestie, mi-am luat o, cred că cremă de față, este ceva de la un brand din ăsta corean, pentru că acolo în DM-ul la fi mai mare s-au găsit, se găsesc destul de multe produse coreene. Și nu știu dacă îl vedeți voi de la lumina asta, dacă se vede ceva, habar n-am, cam așa arată. Și este o cremă de albire pentru pete pigmentare. Și de ce m-a atras foarte tare? Pentru că știu, și are și orez și mai are niște chestii, nu știu ceva, pentru așa, pentru pete pigmentare. Și de ce m-a atras este că știu că asiaticii sunt obsedați de chestia asta cu albirea pielii, știți că ei sunt înnebuniți să aibă piele albă și în general produsele lor astea de depigmentare sunt bune, adică din ce am auzit, nu am folosit până acum, nu știu, cred că am folosit, dar nu foarte mult, dar știu de la persoane care se preocupau intens de treaba asta de cu pigmentarea pielii și spuneau că în general cam produsele coreene astea de depigmentare sunt cele mai bune. A, e un ser. Ok, super. E perfect. E ser. Așa arată. Și miroase? Nu. Nu miroase. E bine că nu miroase. Așa. Ba, are un... Da, foarte, foarte fin mirosul. Sau e de la săpun cum a spălat eu când am venit. Da, nu, nu prea. Așa, și sunt foarte curioasă să văd dacă funcționează și cum, ce efect o să aibă, dacă o să văd ceva rezultate, că mai am, mi-a mai rămas încă pata aia pigmentară aici, am o pată aici în frunte, am făcut-o, cred că anul trecut și tot încerc să scap de ea, dar s-a mai dus din ea, s-a mai redus din ea, dar încă mai este și poate reușesc să scap cu totul de ea, poate mai estompeză și pistrui. Da, că petele pigmentare în general sunt o problemă. Păi și de-aia m-a atras, pentru că am înțeles de la Eugenia că ea e super pasionată de cosmetică în general și de face foarte mult research pe partea asta de produse cosmetice și așa mai departe. Și am înțeles că brandul ăsta este super cunoscut și super bun și că este foarte apreciat de dermatologi. Și atunci l-am luat, nici n-a fost foarte scump serul ăsta, vreo 65 de lei parcă a fost. Și l-am luat tocmai ca să văd dacă chiar funcționează și își face treaba. Și după aia, acum am venit acasă, este 10 noaptea, de-aia sunt și așa un pic letargică. E 10 noaptea, sunt un pic cam gelifiat așa. Așa, am mers destul de mult pe jos astăzi și ar trebui să mă schimb. Și să mă duc la culcare pentru că mâine am foarte multă treabă. Și nici nu dorm foarte bine în ultima perioadă, în ultimele zile. O prietenă zicea că e de la luna 9. S-ar putea, habar n-am, nu știu, dar cert este că nu dorm bine nopțile. Mă trezesc eu care de... Mă trezesc noaptea de la orice, deci cea mai mică chestie, că vine Udi la 3:30 și mi-a una după mâncare, asta nu e o raritate, dar se întâmplă să mă trezesc, nu știu, că am auzit un zgomot micuț sau așa, ceea ce pentru mine e foarte ciudat, fiindcă eu dorm lemn, adică pe mine poți tăia, literalmente poți tăia lemne, poate să se dărâme casa, blocul, toată strada, să se facă un crater foarte mare și să rămână numai patul meu și eu n-aud când dorm. Deci eu sunt, nu, eu până dimineața la 5 nu aud în timp ce dorm, nu, la mine totul e, nu. E, și acum nopțile astea, nu știu, de câteva nopți, de vreo săptămână așa, nu dorm deloc bine, mă trezesc pe la 3:30 și mă mai ia somnul.
până dimineața, pe la 6-7, când teoretic ar trebui să mă trezesc și mai trag de mine să mai stau câte o jumătate de oră în față don, dar na, nu pot întotdeauna și sunt un pic așa bleagă. Dar să sperăm că totuși noaptea asta și happy o să mă lase să dorm, că și pe ea o apucă criza de lătrat pe la 3:30. După aia începe cocoșul, după aia vine Udi, după aia... și cam așa se succed toate. Anyway, în rest, eu zic că a fost o zi foarte frumoasă, foarte drăguță, relaxantă, așa, și mi-a părut tare bine să o văd pe Eugenie, pentru că mi-era foarte, foarte dor de ea. Chiar m-a întrebat cineva dacă mai suntem prietene, pentru că nu am mai arătat-o în clipuri, nu, că aș fi arătat-o foarte mult în clipuri, că ea oricum, ei oricum nu-i place să apară în clipurile mele și... așa, dacă ai idee, m-a întrebat dacă mai sunt prietenă cu ea, pentru că nu am mai, nici n-am mai vorbit de cu ea, dar dacă nu ne-am văzut de la începutul anului, vă dați seama cât de tare m-a așa. Și da, astăzi și-a intrat în rolul de terapeut. Bun. Atât pentru seara asta. Vă plac luminile mele? Mi-a plac foarte tare. Deci îmi plac la nebunie. Le ador. Le iubesc. Mă, despachetez și eu acum. Și ne auzim nu mâine, că mâine am treabă și nu am timp să filmez. Nu știu, cred că poi mâine, răspui mâine, vedem. Hello! Stați așa că mi-am uitat cafeaua. Stați, o secundă. Ok, am recuperat cafeaua, care cafea mai este puțină și este și rece, pentru că este deja destul de târziu. Eu ocupându-mă în dimineața asta cu foarte multe lucruri și diverse, în sensul că m-am trezit bine dispus să zic, mama, stai să vezi ce zi frumoasă să fie azi, pentru că se anunță 30 de grade, nu știu cum să vă zic, dar la noi este încă vară, ceea ce e bine, eu una nu mă supăr, din contră chiar mă bucur foarte tare. Dar zic, o să fie o zi frumoasă și ies în curte, zic, hai să ud gazonul, îmi bubuie... îmi explodează furtunul în ochi, adică nu mi-a explodat, s-a dezintegrat pur și simplu, am o chestie acolo la robinet, unde dau drumul la robinet la furtun, mi-a explodat aia în ochi și chinuie-te câteva ore, că efectiv și acum mi se pun cărcei la mână, de când m-am chinuit să-mi filetez prostia aia, până la urmă am reușit, cu chiu cu vai am reușit. Să fac aia. Hello, bună dimineața. După aia am avut o felul de chestii. Am trebuit să trec prin vreo 600 de mail-uri. Atât am avut că unul din lucrurile pe care nu le fac în mod constant este să-mi curăț mail-ul, ceea ce este aiurea pentru mine, pentru că se adună foarte multe, da. Și a trebuit să stau să-mi curăț mail-ul și să fac ordine pe aici și să... așa. Așa. Da, astăzi am în plan, în primul rând, nu o să lucrez la dressing, pentru că am lucrat zilele trecute la dressing și începe ușor-ușor să capete formă și începe să arate bine. O să vină un clip în momentul în care îl termin, când îl finalizez și pot să vă arăt mai multe, o să vină un clip, dar mai durează puțin, încă nu e gata, nu pot să lucrez foarte mult așa, pentru că, na, sunt și eu și apropo am un pic de febră musculară. Dar ieri a fost capitolul spumă poliuretanică pe care trebuie să o las să se seteze, să se întărească, să nu știu ce. S-a întărit bine până la ora asta, dar astăzi nu mă mai ocup de asta, de dressing, pentru că astăzi aș vrea, dacă se poate, să-mi pun și eu și iar trec mașinile în momentul în care am decis eu că vreau să... să deschid camera. Vreau să-mi pun puțin casa în ordine pentru că e vraiște, totul este o vraiște generală, nu am bucătărie pentru că dacă vă aduceți aminte sunt în renovări și cu partea aia de living bucătărie și toată bucătăria mea e demontată, lucrarea aia pentru moment este oprită din cauza unor chestii tehnice și până nu rezolv chestiile tehnice da, mai durează, nu pot să avansez, așa că o să încerc pe cât posibil să asamblez și eu o formă de bucătărie, să-mi pun dulapurile la loc, să-mi spăl vasele, să-mi fac și un pic de loc în care să gătesc ceva, pentru că n-am mai mâncat mâncare gătită de mine în mod special de câteva săptămâni bune. Și mai am și, mi-am adus aminte că am și două vinete în frigider care așteaptă și ele sărăcuțele să fie făcute, dacă se poate, înainte să se sfoiegească. Și poate facem o salată de vinete mai pe după masă dacă totul decurge cum trebuie.
Pe lângă asta aș vrea, tot așa, pe după masă, în funcție de cât e de cald, când v-am zis să anunță 30 de grade astăzi, în funcție de cât e de cald, aș vrea, dacă se poate, să fac un pic de curățenie pe aici, prin curte, că odată cu dressing-ul și cu toate astea, dacă nu s-au umplut de mizerie, e totul dat peste cap, este așa, și aș vrea măcar aici în partea din față să fac puțin o ordine, să pun în ordine lucrurile, să tund niște flori, să tund iarba, să fac puțină ordine, să arate cât de cât decent curtea asta. Ăsta e și motivul pentru care pentru moment încă nici nu mi-am spălat părul, pentru că o să mă prăfuiesc și întâi de toate să mă prăfuiesc și după aceea să rezolvăm treaba cu spălatul. Ce mai era pe lista mea de... că mai trebuie să vină și un colet astăzi. Deci o să avem o zi minunată, exceptând începutul. Hai să ne apucăm de treabă, să facem ceva, pentru că e deja târziu. Jiminy doarme într-un hal, deci dacă vă arăt cum stă, așa, stândind de zici că a căzut de la etajul 7. Da, este foarte înghesuitor cu dragoste în ultima vreme, pentru că... nu v-am spus. Da, ce credeți, dragilor? Sunt bunică. Da. Sunt bunică. Vestea zilei este că sunt bunică. Jiminy are copii. Și de când are copii, stă mai mult pe acasă. Ca orice tată care se respectă și ca orice tată responsabil, stă mai mult pe la măsa de când are copii. Așa. De mă înghesuie cu dragostea ceva de nață. N-ați văzut așa ceva. Toată ziua doarme acasă în vârful patului, vine noaptea, mă înghesuie, să bagă mine, de mă trezesc noaptea că îmi dă cu capul în nas așa și să bagă tot în gura mea, să-l iubesc, să-l mângâi. Da, azi noapte m-am trezit și cu mâța, pentru că am ușa deschisă. Pentru că este ziua cald, dar noaptea este destul de rece, adică noaptea au fost și 10 grade noaptea și se pare că nici domnișoarei, prințese, nu prea place. Prin urmare, nu. Prin urmare m-am înghesuit și ea cu dragoste așa foarte, foarte tare. Da, ok, hai să... mă apuc de treabă, să nu mai lungesc. Și vorbim mai încolo. Cred că ar trebui să și mănânc ceva. Am mâncat niște ciocolată. Apropo, am o obsesie în ultima vreme cu ciocolata asta. We don't talk about that. Totuși ar trebui să mănânc ceva mâncare ca lume. Dar nu prea am, că m-am zis. N-am mâncare efectiv, că n-am mai gătit. Că n-am unde. Așa că dacă asamblez azi bucătăria cât de cât și o aranjez și o curăț, poate am și eu un pic de mâncare. Muscățețe, ce faci acolo? Ți-ai luat păturica în primire, păturicile de fapt, ți-ai luat păturicile în primire și dormi. Ți-e viață glea, of, oboși băiatul, că s-a acus spre dimineață, cred că a fost la schimbat de scutece. E așa de obosit, a făcut schimb cu picuța. Da. Of, 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 doamne, ți-a oboseală pe noi. Okidoki, Smokey, ce faceți? Haideți că am făcut câte ceva. N-am filmat multe, dar am făcut câte ceva. Mi-am făcut și duș, după cum se vede, și mi-am spălat părul, pentru că era absolutamente plin de praf, odios. Mi-am făcut și o cafea și... e și bună. Mă poate prin ceva energie că... de făcut multe chestii acum pe după masă. Ar trebui să mă organizez niște materiale, să editez, să fac niște poze, să fac ceva content, Doamne ajută. Am multe de făcut. Și a venit și coletul de care vă ziceam între timp. A ajuns. O să îl desfacem împreună, că nu l-am desfăcut. Am desfăcut doar cutia mare ca să nu se vadă adresa și ca să ne fie mai ușor să nu fâșâi. Și în cutia mare avem o cutiuță foarte, foarte drăguță. Coletul este de la Good Days Therapy. Așa. Și au și un sticker foarte, foarte funny, foarte drăguț. Așa. Ia să-l punem noi aici. Și hai să vedem ce se află în această cutiuță foarte drăgălașă, care mie îmi inspiră Crăciun. Nu știu dacă vedeți, dar mie cumva cutiuța asta mi inspiră Crăciun. Este roșie. Bineînțeles că am să o păstrez pentru perioada Crăciunului. Este numai bună. Și avem aici, e și parfumat. Așa.
Dar tu cu are grijă ca toate, toate astea, cutiile care pleacă din capiar să fie parfumate. Și avem încă un sticker foarte drăgălaș. Și ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ups, stați că mi-a căzut capacul. Așa. Cam așa arată interiorul, conținutul. Și avem o scrisoare. Asta este de la tătu, cu care bănuiesc că explică despre ce este vorba aici, deși mi-a dat și mail și am apucat să-l deschid. Da. Așa. Și produsul principal din acest colet, din acest pachet de PR, sunt aceste capsule. Sunt niște capsule Herpenorm de la Baronis. Așa arată. Sunt niște capsule în stil supliment, un fel de suplimente pe care să le iei când ai herpes. Am văzut că au o concentrație mare de zinc și mai scria ceva, stați că mai scria ceva în scrisoare și în mail, cred că. Că au zinc și nu mai știu ce care ajută la estomparea herpesului și să nu se dezvolte când ai herpes din ăla bucal. Ceea ce e bine, o să le încerc când o să mai am herpes, pentru că fac o dată la 6-8 luni, depinde de situație, nu știu, fac o, măcar o dată pe an tot îmi iese un herpes din ăla. Am observat că în ultima vreme, în ultimii ani, n-a mai fost așa tragic. Înainte, când eram mică, făceam câte unul de ăla, se rupea toată pielea pe aici, eram toată macarne vie. Așa, mai avem aici niște prăjiturele, niște mini macaruns, așa, nu știu dacă le vedeți, sunt personalizate cu logo-ul brandului. Așa, și arată foarte drăguț. Ia uitați-ne. Cred că se văd mai bine așa. Da? Yummy! Merg numai bine cu cafeaua mea de acum. Yum. Sunt cu căpșuni, miros bine. Și mai avem un ruj care este de la Wet n Wild. Nu văd să vă zic nuanța. Dacă ideea este o nuanță foarte aprinsă de fucsia, foarte drăgălașă. Poate o să o combin cu altceva, că în general nu port nuanțe din astea așa super turbate, dar ia să vedem. Dacă o pun peste rujul ăsta pe care l-am acum, cum se vede? Da, de ceva de genul. O combinație de genul ăsta cred că ar fi foarte faină, mai ales că rozul ăsta este roz din ăla rece și atunci îmi mai albești un pic dinții. Fain, place. Să rămână, mulțumesc mult de tot pentru colet. Mulțumesc și lui Tătucu pentru colet și lui celor de la Good Days Therapy. Și cu siguranță am să mă bucur de aceste macaruns, acum că am și cafeaua lângă mine. Da, a venit soarele fix în fața mea, ceea ce mă bucură. Este foarte cald afară, n-am reușit să ies să fac nimic afară. Probabil voi face pe diseară ceva, dacă îmi termin treaba la laptop. Dacă nu, mâine nu e nicio problemă, mai sunt zile în calendar. Din fericire ne-au mai rămas zile în calendar, mi-am pus și astea să se încarce și văd că s-au încărcat. Chestia este că se încarcă super repede becurile astea de la bibliotecă, lămpile astea de la bibliotecă pe care le pun sus acolo la bibliotecă, dar se și descarcă la fel de repede, adică nu știu cum să vă zic, dar nu țin foarte mult. Dar nu e neapărat o problemă că nu sunt cu baterii, dacă erau cu baterii era o mare problemă, dar așa, nefiind cu baterii, cred că o să mă descurc cu ele și se văd super bine. Deci, cel puțin noaptea, se văd absolut incredibil și îmi place foarte tare bine, mult cum să văd. Și dau un mood light din ăla așa frumos și îmi plac foarte tare. Mă bucur că mi-am luat și o să mai iau ca să pun și pe celelalte rafturi, cum ziceam. Ce aș mai avea? Am făcut și salata de vinete, era să zic de icre, n-am mai făcut icre, n-am mai mâncat icre de ceva timp. De icre, am făcut și salata de icre. Am făcut și salata de vinete și a ieșit super bună, că na,
Și am și o mâță aici care a decis ea să vină să mănânce și să doarmă în casă. Că în ultima vreme a cam dispărut, adică nu prea o văd. O văd dimineața și seara când mănâncă și în rest nu prea ne întâlnim. Așa e, mademoiselle? Da, nu prea mă onorează cu prezența ei. Și în rest ce mai este nou? Mai aveam ceva să vă zic, dar nu mai știu. Oricum. Mă apuc acum de treabă. Îmi beau cafeaua și mă apuc și de treabă să vedem dacă reușesc să termin acum în câteva ore ce am de făcut. Și după aceea să mergem să facem niște poze. Că parcă aș mai avea nevoie și eu de niște poze. Dar da. So, see you later, alligator. Vă pup.